Să vreau să vă întreb o chestie, de mult mă țin să vă întreb, că ați fost în vestiar și cu Dinu și cu Lucescu, de unde au pornit fricțiunile astea dintre ei doi? Din ce vă aduceți dumneavoastră aminte? Că ei sunt prieteni, dar sunt în același timp și au fost rivali tot timpul. De fapt, personalitățile lor au fost tot timpul într-un conflict, să spunem, sau într-o disensiune. Am impresia că a influențat toată povestea asta, fosta soție dumneavoastră a lui Cornel Dinu. Aha, Silvia. Care eu am fost prieten foarte bun cu ea și cu Cornel am rămas. Cornel a fost și la mine la Vașcău, aici l-am adus la Oradea, a fost peste tot. Apropo, am venit la Oradea, ne-am dus la Ștrand. Da. Aici e în vogă tenisul cu piciorul, se joacă. Noi doi jucam în echipa națională și la Dinamo. Și erau noi de vreo 50 de ani. Și a zis, nu vreți să jucați cu noi, 2-2? Da. Jucăm, Cornel băuse o bere, zic, știi cum ne-a bătut? Ca pe covoare. Erau tot în jurul nostru, au râs de noi, ne-a bătut de nou. Pentru că era și se joacă și astăzi. Da. Deci, eu cu Mircea Lucescu am fost prieten de familie. Așa. Soția mea a fost asistentă universitară la asta, era prietenă bună cu Nelly. Mircea Lucescu pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci, cât am jucat la Dinamo, eu n-am avut nicio discuție contradictorie cu el. Când a ajuns antrenor la echipa națională, fosta mea soție a plecat legal cu fetița în Germania, că erau nemțoi aici, au plecat legal. Și mie, 2 ani de zile, n-a vrut să-mi dea drumul. El era antrenorul echipei naționale, aflat, și mi-a dat un sfat. Băi, Sandule, tu ce faci? Nu-mi spui nimic mie? Păi tu... De 2 ani de zile vrei să pleci la soție și la copil și ăștia nu-ți dau drumul și mie nu-mi spui. Mâine la 8 să fii în fața blocului să mă aștept. Așa. M-am dus dimineața la 8, am fost cu el la pașaport de la Nicolae Iorga și mi-a dat viză să plec în Germania să văd familia. Deci Mircea a fost un domn și este în continuare un domn pentru mine. Și să dau un exemplu. Anul trecut a vrut să fac o masă cu toți fructii jucători de la echipa națională din 70. Da. Cornel Dinu n-a vrut să vină. Nu știu care a fost motivul, că l-am sunat și eu. A zis că are probleme, că nu e București, că face, că drește. Dar acum, în vară, vrea să facă din nou. Am văzut că ei doi s-au mai întâlnit, au mai vorbit. Sper să se realizeze în vara asta. Ar fi frumos să ne întâlnim toți aia de 7, câți mai sunt în viață. Da. Ca să ne întâlnim și răutățile astea nu au... chiar niciun rost. Dar erau evidente între ei, investiar? Simțeați răceala dintre ei? Nu erau evidente. Și chiar Cornel, știi că era cu pasele alea lungi, îl juca pe Mircea, era util. Da. Nu era nicio influență. Păi da, eu am avut probleme cu Radu Numberer, tot în cauza știi tu a cui, și 6 luni de zile. Da, nu era soția lui atunci, după aia a luat-o de nevastă. Așa. Ciogoleau, tenismena. Așa. Și 6 luni de zile jucam cu el în echipă, nu vorbeam unul cu altul, dar ne dădeam pase, tot. Și după 6 luni la Perla, Cornel Dinu zice, bă, ține degetele încrucișate, ține picioarele, ține ce vrei tu, că îți dau cu... Hai mă, împacă-te cu ăsta. Și l-a chemat la masă și ne-am bupat, ne-am păcat și gata. Da, ca să mă jur că n-am avut nimic. Da. Știi? Da, și am făcut-o. Deci era un tip care îi plăcea să fie toată atmosfera bună. E, cu Mircea Lucescu noi n-am observat nicio divergență între ei în vestiar, în cantonamente, pe teren, în timpul meciurilor. Nici vorba de așa ceva.